Crește treptat vârsta de pensionare la 65 de ani pentru toți românii. Pensia va fi calculată raportat la întreaga perioadă de muncă, nu doar la ultimii ani de activitate, spune Marius Budoi, ministrul muncii, după o discuție cu oficialii Comisiei Europene. Mai multe despre cele discutate ne spune colega mea, Ramona Sârbu. Bună, Ramona, ce a stabilit Budoi alături de Comisia Europeană? Bună, Mihaela! Uite, principiile și criteriile stabilite împreună cu Comisia Europeană sunt următoarele. Creșterea treptată a vârstei de pensionare în conformitate cu sistemul public de pensii până la vârsta de 65 de ani, după cum ai spus și tu. Drepturile de pensii vor fi acum calculate prin creșterea treptată a perioadei de contribuție. Totodată, alt principiu este eliminarea unor categorii de indemnizații și pensii stabilite și plătite în baza unor pensii speciale. Ministrul Muncii a mai menționat aici că o parte din amendamente sunt deja gata și că a primit dispoziții, astfel încât până miercuri seara să fie scrise toate amendamentele, ca apoi joi să le poată depune coaliția în Parlament. Ce se va întâmpla până la urmă cu pensiile speciale? Știu că a fost o controversă continuă pe asta. Despre pensiile militarilor, Mihaela, și ale celor din MAI, ministrul a spus că sunt și ele supuse reformei. După cum bine știi, pensiile militare au fost supuse până acum la 4 reforme. Legea privind reforma pensiilor speciale se află chiar în aceste momente în dezbatere la Camera Deputaților, după ce Senatul a adoptat mai multe modificări. Potrivit amendamentelor adoptate de Senat, nicio pensie nu va depăși veniturile din timpul activității și, de asemenea, se va introduce un impozit progresiv de până la 15%, după spusele ministrului. Mulțumesc mult, Ramona, pentru informații.